N-am mai văzut așa un trandafir atât de corai. Nu, chiar n-am văzut. Am văzut alte culori, da, sunt omniprezente. Uite și alb și roșii. Ce culoare vrei? Mă duce arsica pe unde vrei ea. Vai, 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 vai. Uite câte conuri aici. Și câte chestii se pot face din conuri. Oh, da. Hai, arsica, să filmăm sculpturile metalice. Hai. Hai la stradă aici. Da, suntem tot pe faleza interioară. Și uite că vine mașina de gunoi. Arsica, nu-i voie. Vine uite, mai trec mașină, nu poți să zici. Mașina cu gunoaiele. Hai, vină încoace, vină încoace. Că nu-i prea bine soția aproape. Mai știi ce, ce și cum și în ce fel. Da, mai trece mașina cu gunoi de pe la restaurantele astea cu aprovizionarea, cu... Și atunci chiar... Da, astea sunt... Nu, arsii nu-i bine. Arsia mea tinde să miroase toate ce găsește în iarbă, ceea ce nu-i bine. Da, uite, cât trandafiri, dar nu sunt îngrijiți, săraci. Nu e îngrijit nimic aici. Numai ăștia muncitori la spații verzi? Da, cred că. Sunt îmbălării deja, ia uite. Vezi? Și roșii aprinți, și roșii grenași, și galben și roz și roz mai intens. O minunăție, uitați aici. Da. Dar ca ăla corai de acolo n-am mai văzut. Ah, uite, mai este un corai. Adică așa, un nici roz, nici trandafiriu, vai, arsica. Câte piruiete fac. Da. Aici e un loc de joacă pentru copii. Și nu numai, văd, nu știu. Și asta e o structură metalică. Ai, mă, mamă, unde mă duci? Doamne! Cred că vrea să facă ceva și atunci de asta e așa, își caută locul. Păi, își caută locușorul. Așa. Da. E curioasă, da. Asta e structura metalică. Și cealaltă de acolo, tot așa. E plină faleza de structuri metalice. Și cea de sus. E plină, plină, plină. O să fac un vlog cu toate structurile metalice, cum se numesc, cu lux de amănunte. Și multe, multe, multe detalii tehnice, să zic așa. Și cine le-a conceput, cine le-a construit, cine le-a sudat, că acolo e foarte multă sudură. Când spui sculptură, te gândești automat la ceva la care folosești dalta, dar astea sunt fiind metalice, e vorba de tăiat și de sudat. Bineînțeles, după un concept futuristic, cum văd eu, dar, na. Arsi, ce mă chinui așa, Arsi? Doamne! Se cam învârte, semn că vrea să facă cacă. Câinii când se vârte așa de jur împrejur vor să facă treaba mare.